Ploile torențiale din ultimele trei zile asupra insulei Sri Lanka din sudul Asiei au ucis 11 persoane, iar alte 200 de mii au fost afectate de inundații. De asemenea, un număr de 5 persoane sunt încă date dispărute. Districtul Khilinochski din nordul țării este cel mai afectat de precipitațiile care au atins 373 de milimetri în 24 de ore, mai mult de un sfert din media anuală în această regiune. Guvernul a trimis armata să evacueze persoanele care trăiesc în zonele inundate. În același timp, armata aerului și marina s-au alăturat acestor eforturi. Potrivit prognozei meteo, ploile torențiale ar putea să continue și miercuri.